Curtea Constituțională a României a publicat marți motivarea deciziei dată pe 6 mai în privința hotărârii Senatului din București privind votul din 25 martie pe cererea de arestare ale lui Dan Șovan. Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu anunțase că Senatul va respecta decizia Curții, nu înainte însă de a primi și motivarea acestea. Astfel, Curtea constată că prin hotărârea 32 din 25 martie anul acesta, Senatul își fundamentează rezultatul votului pe dispoziții legale și regulamentare, contrare Constituției, care conferă acestuia, în speță Senatului, alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea fundamentală a țării. Potrivit preambulului hotărârii, cererea referitoare la încuvințarea reținerii și arestării preventive a senatorului Dan Coman Șova, care a primit 79 de voturi pentru arestare și reținere, 67 de voturi contra arestare și reținere și 5 voturi au fost anulate, reținând în articolul unic neîndeplinirea condițiilor cerute de articolul 24 alineatul 4 din legea 96 din 2006 și de articolul 173 din regulamentul propriu, care consacră quorum decizional al majorității absolute în cazul încuvințării, reținerii și arestării preventive. Senatul atribuie rezultatul votului unui alt efect juridic decât cel pe care îl prevede Constituția. În concluzie, Curtea constată că hotărârea Senatului este neconstituțională. Prin raportare la dispozițiile Constituției se arată în motivarea Curții Constituționale. E greu de spus ce se va întâmpla, pentru că e greu de intrat, știu eu, în tenebrele minții lutericiane. Ce mai pot să inventeze pentru a nu respecta legea. Votul a fost foarte clar. Au fost mai multe voturi pentru ridicarea imunității lui Dan Șova și mai puține împotriva ridicării imunității. Deci, din punctul meu de vedere, hotărârea pe care Senatul va trebui să o ia cât de curând posibil pentru a se intra în legalitate și pentru a reveni la statutul de întâi for legislativ al acestei țări, trebuie să se dea o hotărâre pentru ridicarea imunității lui Dan Șov. Mi-e greu să cred că se pot juca așa până la urmă cu libertatea lor, pentru că lucrurile sunt extrem de grave și extrem de serioase. Dacă se va întâmpla așa ceva, deja ne punem întrebarea dacă mai suntem stat de drept sau nu.